A început unul dintre cele mai cunoscute evenimente apicole din România și cel mai mare târg de acest fel din afara Bucureștiului. Sortimente rare de miere, alte produse apicole și sute de producători din România, Republica Moldova, Serbia și Macedonia îi așteaptă pe cei interesați la Târgul Mierii de la Câmpina. Tot aici, până mâine, vizitatorii se pot întâlni la Casa Tineretului din oraș și cu producătorii de utilaje apicole. Am gândit evenimentul ca pe manifestare complexă, cu multe direcții. Ne adresăm deopotrivă iubitorilor de miere, apicultorilor din țară, dar și copiilor și curioșilor. La Câmpina, în 24-26 februarie, sunt circa 30 de producători apicoli, cu probabil tot atâtea sortimente diferite de miere și fiecare din zona lui. Avem expozanți din Suceava, din Timișoara, din Deva, din Tulcea, deci miere din toată țara. Persoanele interesate și-au dat întâlnire în acest sfârșit de săptămână la Câmpina la cea de-a 12-a ediție a Târgului Mierii. Pentru cei care vor ajunge în zonă, târgul le oferă posibilitatea de a cumpăra cele mai bune produse, dar și de a participa și urmări numeroase concursuri. De la mierii cunoscute, sal câmptei polifloră, până la mierii speciale, cum e mierea de mană, de brad sau de pădure, miere de păducel, miere de prun, miere de mentă și flori de baltă de la Tulcea, iar apicultorii găsesc la Târgul Mierii Câmpina tot ceea ce le e necesar pentru desfășurarea activității și chiar ceva în plus. Lucrul la care încă nu s-au gândit, firmele care sunt aici cu exponate au adus și lucruri noi, întotdeauna au adus lucruri noi. Miere de salcâm, de tei, polifloră, dar și esențe rare și cele mai rafinate produse apicole se regăsesc în cadrul târgului. Suntem la Târgul Mierii deja a doua oară, am participat anul trecut, am fost impresionați, am primit invitație de la primărie, am fost bucuroși, am venit și anul acesta. Suntem de la Cimeșlia, sudul Basarabiei și avem un mod puțin, mai puțin tradițional, deci miere și la noi și la dumneavoastră și practic în borcănașă, uitați-vă pe standurile din vis-a-vis. Noi practicăm ambalarea în caserole PET de la 20 grame până la 700 de grame, o capacitate variabilă, care este foarte comodă pentru consumator. Am venit să cumpăr. În general, când vezi, ai cumpărat totul. Vreau să cumpăr niște hrănitoare, că se apropie perioada de stimulare a stupilor. Îmi place mierea pentru că este foarte sănătoasă și îmi place acest târg pentru că se găsesc multe feluri de miere. Spune, mi-ai gustat de la producător de aici miere? Cum a fost? Bună! Copiii vin în fiecare an, sunt încântați și să și cumpărăm. Propolis, păi foarte, foarte bun pentru răceală, pentru toate vârstele, nu numai pentru copii, și miere și polen. Cum vi se par, doamnă, prețurile? Și dacă suntem dornici să cumpărăm, nu ne mai uităm la preț. E o calitate foarte bună și 100% naturală, deci nici nu concep să cumpăr din comerț pentru că se simte zahărul. Mierea poate fi cumpărată și cu fagure sau în diverse combinații, cu fructe, migdale, nuci sau cătină, iar oferta este completată de celelalte produse ale stupului, de la tinctură de propolis și polen până la lăptișori de matcă. Nu lipsesc nici produsele bio, precum siropuri cu miere sau uleiuri presate la rece. Eu sunt din județul Sălaj, din nordul Transilvaniei și ne ocupăm de albine de 34 de ani, de atunci recoltăm polen. Am văzut că e foarte căutat polenul. De ce îl apreciază oamenii? Polenul este cel mai perfect aliment al naturii, care nu conține conservanți și conține vitamine și aminoacizi naturale. Târgul de Câmpina are tradiții bune și oamenii vin și caută ceva sănătos. Am venit ca să vedem și noi expozițiile și toate felurile de miere care sunt, miere diversificată. De unde veniți la târgul de aici? Ploiești, suntem. Am venit de fiecare dată când a fost aici la Câmpina. Avem stupi acasă. Cum e mierea asta? E naturală? Cum e? Dulce și naturală. Ai gustat miere de aici de la târg? Cum ți s-a părut? Bună. Am gustat nucă cu miere.
Anual, Târgul Mierii se bucură de prezența a peste 15.000 de vizitatori. Este unul dintre cele mai mari evenimente de acest gen din România, ce reunește apicultori individuali și firme de profil. Evenimentul este organizat de Asociația Apicolă Valea Prahovei, Câmpina, membra Federației Asociațiilor Apicole din România, Romapis.